Ionela și Stelian adoră să intre în polemică și subiectul de deschidere era emoția persoanei. Bă, uite, nu vrem misterii, nu vrem gelozii, nu vrem argumente, nu vrem filme, discuții fără sens. Sunt niște consumatori foarte mari de energie și doar de, măcar de la relația noastră vrem liniște, vrem pace. Dar și cum face bărbatul chestia asta? Pentru că nu ține doar de femeie. Cum? Nu ține doar de femeie. Uneori și bărbații... Păi asta trebuie, din... trebuie să oferi și ei o stare de liniște la rândul lor. Trebuie să fie un balans cumva și să țineți cont unul de nevoile celorlalt. Tu ai cerut de fapt... Ai întrebat că de ce nu vă plac femeile emotivite? Păi, cum să spun eu, o emotivitate din asta foarte exagerată înseamnă cumva, se traduce și într-o lipsă de siguranță, știi? Adică când e vesel, e vesel, când e supărat, e supărat, știi? Adică controlul ăsta și controlul emoțiilor denotă o stabilitate, știi? Stabilitate care duce la pace, pace pe care noi o căutăm în relația noastră. În vremuri atât de nesigure, vrem bază măcar în partenera noastră, știi? Da, da, uite, eu, bine, eu sunt și de părerea asta, într-adevăr, dar sunt și, într-adevăr, este important, dar depinde și de tine, gen, depinde de ambele persoane cum consolidează. Dar da, înțeleg, ăsta e punctul tău de vedere. Nu. Stop. Da? M-ai întrebat ceva, eu ți-am răspuns. Păi nu te duce, nu e dar și tu, dar și tu, dar și tu. Nu e. Dar eu n-am zis, măi, păi nu e, am înțeles ideea. Tu, Robert, scurt. Ți-ți plac femeile astea emotive, dar nu emotive, în sensul ăsta, gen care au reacții exagerate. Exagerate, mă rog. Da, fiecare are ce reacții vrea. Nu-mi plac femeile perverse. Păi cuvântul exagerat în orice context e prea. De asta da, normal, dar depinde ce înțelege fiecare prin... Eu, sincer, când auzeam chestia asta de emotiv, într-adevăr mă gândeam la un om care gen are probleme în a-și stăpâni emoțiile, dar nu neapărat într-un sens în care să nu și le poată controla și să aibă stări exagerate. Depinde, pentru mine. Eram curioasă. Nu știu, eu nu stau să mă gândesc la toate astea. Sunt persoane și persoane, nu știu. Da, normal și... Bine, eu am zis și mai devreme, dar... Na, Stelian... De chestiile astea, eu cred că depinde și de... Depinde de ambele persoane, gen cum... Faci, da. Cum creezi o armonie. Adică nu cred că e doar bărbatul sau doar femeia. Cred că trebuie să fie amândoi. Ești gelos, Robert? Eu? Da. Mă, gelos pe ce ești? Stai, pe ce spui? Acum mă trebuie în general sau? Te-am întrebat la faza de mai devreme, gen. Care fază mai devreme? Dacă nu te-ai prins, nu-ți mai zic acum, iar nu mai repet. Dacă mă întreb la general, da, nu înțeleg care general, fază. Da, și în general, ești gelos? Da. Gelos așa din motivii din astea nejustificate? Adică motivii, ce motiv? Adică gen de la nimicuri, te iei de așa de la nimicuri? Nu știu, depinde. Dar tu ești gelos? Eu? Nu prea sunt, dar depinde de... Nu sunt geloasă din orice, doar dacă am motive. Bine întemeiate. În general consumi alcool? Mai consum așa un pahar, două, dar nu la modul ăla să beau super mult. Cum ai văzut, la petreceri, dacă ies sau dacă ies undeva la restaurant, undeva în oraș, na, beau un pahar, două. Nu sunt din aia care să zic că nu beau deloc, eu dar nu beau vreo exagerat. Falsă! Mamă, fix de aia mi-a aducea minte tu. Exact! De ce, frate? De ce? Ce are vocea mea? De Gina, lui Malone. Hai, dacă mă compari cu Gina, seriam. Aveam o conversație aici cu... De ce m-ai întrebat dacă consum? Bă, Ionela, tu bă, ești dezamăgit în toți bărbații, banii ei la întrebări. Nu se leagă. Băi, dar încerc așa să conversez și eu mă plictisesc, chiar mă plictisesc, serios. Nu întreb bă, pentru dar nu mine. Mai este dezamăgit, că am vorbit cu ea afară și am spucat. Ai dezamăgit-o? Nu, am... preamăgit-o. A, da, mi-ai tratat... Mi-a tratat rana. Înțelege altceva.
Mai lăsați-mă și așa, am avut niște zile de... Am văzut. Da, puu. Alea două zile. Nu, chiar au fost niște zile și încă m-am controlat. Mai sunt numărul 0? Cum? Mai sunt numărul 0? Dar n-ai zis că ești numărul 0, n-ai zis că ești 0. Păi 0, pe ce înseamnă? Păi depinde. Depinde cum te comporți pe parcurs. Trebuie să demonstrezi că ești. Eu am zis de la 0, acum tu trebuie să demonstrezi că ești de 10. Mamă! Oh. Și ce trebuie să facă doamna dirigintă? Domnule profesor filozof. Derbedeu ăsta. Nu l-am făcut derbedeu eu. Inasumat ăsta. Nici n-ai asumat, nu știu ce am zis, ne-ai simțit. Ai zis tu niște prostii baliveni de-a tale. Nu știu, nu trebuie să facă ceva, trebuie să... În mod concret, dar trebuie să facă. Să-mi demonstrezi contrariul. Oh. Dacă ți-ar oferi un date, pe cine-i scoate? Întrebare din aia. Nu știu, nu am un date ca să răspund. Capricile iubirii. În primul rând, n-am apucat să ne salutăm. Bună seara. Bună seara. Și să-ți fac și un compliment. Mi se pare că-ți vine machiajul de astăzi mult mai bine decât orice machiaj ai pus pe tine în ultima vreme. Mie? Da. Mulțumesc. Și părul prins așa. Da, da. Mulțumesc. E o schimbare de look care te avantajează. Da, stă foarte bine. Știți cum e, tu să nu te deochem, da? Dar, în altă ordine de idei, ne întoarcem la Stelian și la Ionela. Ce v-a apucat pe voi iarăși să discutați și să discutați, iar cu glumițe? Da, nu a fost neapărat. Eram toți pe canapea și, bine, vorbeam cu băieții. Nu a fost doar între mine și el. Mai mult am vorbit cu Robert decât cu Stelian. Dar era și el acolo și am avut conversații cu toată lumea care și era. Și cu Robert, adică nu știu, e... Nu prea înțeleg așa... Ce se întâmplă? Nu erai supărată pe el? Ba da, eram supărată, dar am avut o discuție și aseară. Și astăzi am clarificat situația. Ți-a trecut supărarea? Mi-a explicat că nu s-a exprimat corespunzător și am înțeles acum ideea. Și verbal și... era să zic manual, dar nu e manual. Și fizic. Tactic. Tactil. Nu? Nu s-a exprimat nici așa, nici așa corect. Sau cum? Adică ce n-a exprimat corect? Că... Păi poți să spui, Robert, acum. Ce-am spus în platou luni. Ce ai spus? Că nu mai știu că ai spus și luni, ai spus și ieri. Nu mai știu. Bă, suntem într-o cunoaștere și am... Uh-huh. Zici că nu. Nu, și am râs și... Sau... A fost urât. Da? Da. Bun, dar despre gelozie. Ce e treaba asta cu gelozia? Nu făceam referire la... Trecuse Ramona și cu Ionuț și eu am vrut să fac o glumiță proastă, că îi spusese el că o simpatizează, dar nu m-am prins-o pe moment, așa că n-am. Și după de asta am continuat conversația și la modul general, dar nu era cu trimitere către cineva. Tu ai primit o pereche de extensii noi. Nu, nu, dar poate există și un task pe care aș putea câștiga să le schimb. Așa. Păi te poate ajuta Ramona, adică ea este... Fix asta am zis, îți le da Ramona înapoi. Da. Da, vă place asta, să vă împungeți... Nu, era o glumiță nevinovată. Făceam și eu haz de negaz, dar nu cred că s-ar supăra nimeni. Da. Ce e tes, zi? A, nu, mi-a zis de aia că sunt negru pe sub ochi. Unde dai și unde crapă, ca să zic așa. Da, vă rog. Da, discuții colegiale. Mă bucur că ai trecut peste episodul neplăcut. Eu mă întreb cum, că na, toți mai avem chestii de astea neplăcute, adică...
e mult prea tolerantă, super tolerantă. Da, există și cazuri din acestea. Dacă îți place cineva, mai tolerezi. Asta urma să zic, ești tolerantă așa de obicei sau din când în când? Nu, dar nu aș fi purtat ulterior discuția cu el dacă s-ar fi oprit strict la ceea ce s-a întâmplat în platou în acel moment. Dar ulterior am discutat și cu el și mi-a spus că nu e vorba că nu ar vrea să mă cunoască treptat, dar nu atât de oficial. Și i-am înțeles și lui nesiguranța în acest sens. Nu tolerez aceste lucruri de obicei, dar acum oricum, fiind și în aceeași casă, este greu să eviți pe cineva chiar și așa. Da, mă rog, e de neînțeles pentru mine, dar... Este el un bărbat de 10 pentru tine? Nu, ce bună e întrebarea asta. Pentru că nu îl cunosc, încă nu l-am cunoscut îndeajuns. De atâta da. Vreme în casă? Da, dar el de atâta vreme în casă a avut o relație cu altcineva și eu nu am... Păi și l-ai văzut în acțiune. Deci este sau da, nu este, că trebuie să ieșim în publicitate. O să răspund.